Atenție, numele meu este Boboc Robert Andrei și sunt reporter pentru Global Confederation of Romanian Students, iar alături de mine o am pe Ciobăniță Maria, anul 2 la AS, pe relații economice internaționale. Poți să ne spui, te rog, ce liceu ai urmat? Am urmat Colegiul Național Vladimir Străinu din Găiești, județul Dâmbovița. Te-a ajutat profilul parcurs în alegerea facultății? Am urmat profilul matematică-informatică și pot spune cu siguranță că acesta m-a ajutat în timpul facultății și în alegerea acesteia, deoarece faptul că am studiat matematică într-un mod intensiv a facilitat urmarea cursurilor acestei facultăți. Poți să-mi spui câteva despre viața ta de student, ținând cont că tu ești din provincie? Din cauza pandemiei și a celor întâmplate în ultimul an, nu am avut parte de acea viață de studenție, deoarece am urmat cursurile online și nu am putut interacționa fizic atât cu profesorii cât și cu ai mei colegi. Care sunt costurile lunare? Sau poți să ne estimezi? Pot spune că pe transport aș fi dat 50 de lei abonamentul, mâncarea 800 de lei și cazarea 150 de lei la cămin. Ai avut vreodată oportunitatea unui schimb de experiențe? Dacă da, unde? În timpul liceului am avut oportunitatea de a merge în 3 schimburi de experiență în Italia, Lituania și Polonia. Poți să ne povestești una dintre experiențele tale? Pot spune că în toate 3 am avut parte de un șoc cultural, l-aș putea numi, deoarece au fost alte tipuri de persoane, alte tipuri de mâncare, alt stil de viață, însă toate acestea m-au bucurat, deoarece a fost o schimbare pe care o așteptam. Te-ai gândit vreodată să studiezi în străinătate? Dacă da, ce te-a ales să studiezi în România? Datorită acestor experiențe, am avut anumite idei de a studia în străinătate, însă, pe motive de siguranță și de ușurare, am ales să studiez în România, unde sunt aproape și de familie și de prieteni. În ce țară ai vrut să studiezi? Pe ce profil și la ce facultate? Da, am dorit să studiez în Polonia, profilul Relații Internaționale la Universitatea din Varșovia, la Zarski. Datorită proiectului Erasmus, care se desfășoară în facultatea mea, o să am această posibilitate de a studia semestrul viitor. Poți să ne povestești una dintre experiențele tale la facultate? Din cauza faptului că a fost totul online, nu am putut decât să mă bucur de micile întâlniri pe Zoom cu ai mei colegi. Cum sunt profesorii în clase? În general sunt înțelegători și te ajută atunci când ai nevoie. Materia, ți s-a părut dificilă? Nu, deoarece sunt obișnuită să învăț perseverent și atunci nu am găsit nimic dificil în a învăța materiile, cursurile, parcurse. Alte activități extracurriculare practici? Nu am avut până acum aceste oportunități, însă cu siguranță abia aștept să am parte. Ok. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile tale. Și eu îți mulțumesc. Te mai aștept și la o altă ediție. Seara frumoasă!